Bun găsit la o nouă întâlnire cu domnul profesor Andrei Marga. Azi dau data înregistrării emisiunii, 16 iunie anul de grație 2020, undeva pe la orele 10 înainte de masă. Dau toate aceste date pentru că se schimbă din oră în oră tot ce gândește și ce nu gândește guvernul României. Încă nu se știe cum va fi cu starea de alertă. Știm doar câteva date care au fost publicate ba pe surse, ba nici măcar pe surse. Pare să că opoziția va vota în ultima instanță doar un termen de 15 zile. Guvernanții vor 30 de zile, dar cu mult mai interesant ceea ce ne propune domnul ministru Andrei Marga prin această triadă Constituție, Pandemie, Abuzuri. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua tuturor! Vă propun, cu permisiunea dumneavoastră, să demarăm această discuție de la apelul Vigano. Ce înseamnă apelul Vigano? Apelul Vigano este o reacție civică, teologică, pastorală a unor ierarhi mai întâi, după aceea la apel s-au atașat mulți ziariști, multe personalități din viața publică, un apel în favoarea ideii după care libertățile și drepturile fundamentale ale omului, ale cetățeanului, nu sunt ceva la dispoziția vreunei persoane, orice funcție ar avea ea. Acest apel, lansat, cum arată și numele, de fostul nunțiu papal în Statele Unite, se bucură de susținerea multor personalități ecleziastice, între care și cardinalul care a fost prefectul la Sanctum Officium până de curând, și desigur are un ecou larg în lume. Sigur, știm bine că în Constituțiile adoptate în democratizările de după al doilea război mondial există de la început un capitol mare, sau sunt capitole numite drepturile și libertățile fundamentale. Pe bună dreptate, acolo se fixează lucrurile de care nu are voie să atingă niciun regim. De pildă, dreptul de exprimare, dreptul, libertatea de conștiință, libertatea de deplasare, dreptul la învățătură, și este o listă foarte mare. Arhiepiscopul Vigano și cei care au semnat apoi apelul au observat că în pandemie, în multe locuri, s-a recurs la limitarea libertății și drepturilor fundamentale, ceea ce este intolerabil, sub tot felul de pretexte. Dacă e să intrăm în text, e un text foarte strâns, da, foarte bine elaborat după părerea mea, al acestui apel. În text se arată, 1, că se abuzează în diferite țări de moment pentru a restrânge libertățile și drepturile fundamentale ale oamenilor. 2, că în astfel de țări, de fapt, se urmărește suspendarea, pe de o parte, a acestor drepturi și libertăți, pe altă parte, un fel de inginerie socială, deci trecerea la un regim care pune în paranteză libertățile și drepturile fundamentale. Ca să înțelegem și mai bine, unii se folosesc de aceste situații din sănătate. Da, se folosesc mai întâi provocând un alarmism. Apelul folosește termenul de alarmism, la care a participat de altfel și media, și care creează senzația că nu se poate altfel decât tăind drepturile și libertățile fundamentale, ceea ce este o eroare. Sigur, semnatarea apelului semnalează pericolul trecerii la această inginerie socială, este un termen din științele sociale care semnalează părăsirea democrației, semnalează de asemenea semnatarii și faptul că se tinde spre o guvernare mondială, tot de către tehnicieni. Mai departe, sigur, apelul arată foarte clar că nu este soluția în afara democrației, că și pandemia are o singură soluție, și anume o soluție democratică. Fiind un apel inițiat de teologi, pe bună dreptate, dar acesta e foarte important pentru toată lumea,
biserica și-a asumat rolul de a semnala că așa nu merge, că așa nu se poate și că așa este intolerabil. Biserica, desigur, având în vedere și ponderea ei de instituție neobișnuită de largă, dacă vrem, cu un prestigiu istoric neobișnuit, și e foarte bine că biserica și-a asumat acest rol de a semnala încotro se îndreaptă lumea și anume o direcție greșită. Bine, și atunci vine omul de rând, domnule profesor, și întreabă așa: dacă nu e bine să acceptăm starea de urgență, dacă nu e bine să acceptăm starea de alertă, atunci ce ar trebui să acceptăm noi, oamenii de rând, ca să fim cât de cât sincronizați cu toate activitățile din sănătate și tot ce ține de această pandemie? Trebuie spus un lucru simplu. Măsurile sanitare sunt un capitol, măsurile politice și un alt capitol. Numai că măsurile sanitare, se vede bine, nu sunt bine calibrate. În definitiv, în multe țări nu s-a făcut o analiză serioasă a situației. S-au luat niște impresii și s-a lucrat cu ele. În multe țări, de asemenea, măsurile politice de gen stare de urgență, stare de alertă, etc., au prevalat față de măsurile sanitare. Spus mai simplu, e nevoie de măsuri sanitare, dar nu e nevoie de măsuri politice. Nici se vede bine, măsurile politice gen stare de urgență, gen stare de alertă, n-au rezolvat nimic câtă vreme nu e o evidență clară a stării stării sanitare. Prin urmare, ceea ce se poate face și trebuia făcut de la început era clarificarea asupra stării sanitare, măsuri sanitare, dar nu măsuri care duc la îngrădirea libertăților și drepturilor, nu măsuri politice. Ori se vede bine și la noi, repezeala a fost în măsuri politice în loc să se clarifice situația sanitară, pentru că situația sanitară, să o spunem foarte onest, nici la ora actuală nu e clară. De aceea România poate fi azi bine ca infectare, mâine poate fi foarte rău, pentru că nu s-a făcut o analiză serioasă a faptelor. Cei care au declarat și vor declara, vor să declare și pe mai departe stare de alertă, de fapt se folosesc în sensul de foarte concret, achiziții directe, tot ce ține de această stare de alertă și stare de urgență, când nu se prea ia în considerare litera legii, ci se merge pe... Exact așa cum am spus, acele achiziții care nu necesită nici ridicarea pe SICAP, nici alte astfel de lucruri. Sigur, apelul Vigado, de la care am început, are meritul că a sesizat că se încearcă obținerea de putere politică în mod ilegitim. Ori la noi e această contribuție, în ghilimele originală, aș spune jenantă, care înseamnă profitarea sau profit de această situație pentru a obține tot ilicit, tot nejustificat avantaje economice. Sigur, aceasta e o dezvoltare din nefericire carpatică a stării de urgență și anume se profită pentru tot felul de achiziții făcute aiurea și în dauna interesului public. Pe perioada stării de urgență și pe perioada stării de alertă, prima ediție a stării de alertă, președintele României Klaus Werner Iohannis zilnic a ieșit la declarații, explica foarte amănunțit ce s-a întâmplat, ce se va întâmpla, știa exact peste 4 zile ce se va întâmpla, de ce nu e bine una, de ce e bună alta. Acum a cam dispărut președintele Klaus Iohannis, pare să că s-a plictisit și domnia sa de prelungirea acestor stări de urgență și de alertă. Să fim sinceri, vine încet încet de răspunderea. Ori răspunderea îi revine. Oricine ar fi în rolul lui, are răspunderea aceasta. Dar nu mă tem că s-a plictisit, pentru că, pe de altă parte, și aici din nou invoc apelul Vigano cu o observație foarte profundă, cei care au suspendat libertățile și drepturile sau le-au afectat în orice caz vor încerca să treacă drept salvatori ai țărilor. Deja au trecut. Tot în mod ilegitim, cum spune foarte bine acest apel. Prin urmare, trebuie spus un lucru. Nu este cazul prelungirii niciunei stări. Nu era cazul deloc de stare. Era cazul de
rezolvat probleme. Acum să dau și un exemplu. Sigur, la ora actuală, dacă e să luptăm contra COVID-19, atunci trebuie regulamente foarte bune. Lumea a început să știe și știe foarte bine care sunt măsurile, cum să zic, curente, elementare ale acestei lupte. Ar trebui aceste măsuri. Doi, ar trebui individualizate situațiile. Ar trebui făcută individualizarea situațiilor și de aici trebuie plecat cu soluțiile. Ori așa se vede bine că problema pentru decidenții de la noi nu e să rezolve problema COVID-19, ci problema e să țină populația în șah, pe de o parte să protejeze un guvern de diletanți și pe de altă parte să pregătească o situație care ei o socotesc convenabilă lor. Ori trebuie spus, și România este o națiune matură, o rațiune care trebuie respectată. Foarte enervată lumea pentru mai multe lucruri care deocamdată au transpirat din declararea noii stări de alertă, dar ceea ce se știe deja clar, săli de jocuri de noroc deschise, biserici închise, terase deschise, hoteluri deschise, restaurant adiacent hotelului închis. Cu ce vă explicați? Că eu am încercat să găsesc explicații și nu găsesc. Bine, se vede cât de mult amatorism, dar nu numai amatorism, cât de multe interese meschine sunt în acest joc. Domnule ministru, care este interesul meschin? Să fim lucizi. O biserică este un spațiu mare, destins, firește. Poți adopta reglementări privind amplasarea în acel spațiu, dar o biserică nu e nicio situație mai periculoasă pentru sănătate decât un cabinet de prim-ministru în care se dau șprițuri. Domnule profesor, bine, am înțeles puține răutăcisme în aceste abordări, dar nicio problemă. Spuneți-mi, rog, totuși, până când se poate continua în ritmul acesta? Deschidem unele locații, alte locații, uităm să le deschidem și, uite, tot așa, din nemulțumire în nemulțumire. N-ar trebui să continue, pentru că deja sunt pierderi enorme. Hai să fim lucizi. Turismul cât era în România, e lovit din greu. Doi, lumea nu se gândește, sau mulți oameni, prea mulți nu se gândesc la bolnavi gravi de alte boli decât COVID-19 și care n-au mai fost tratați ca lumea. Mai departe, nu se iau în seamă, cum să zic, nici chiar anul școlar și universitar. El a fost distrus, dar pentru ce? Pentru nimic practic. Deci sunt pierderi enorme, ar trebui să fie conștientizate. Acum mai trebuie adăugat imediat un lucru. La noi se consideră firesc că, domnule, nu avem voie să facem nu știu ce. La un moment dat să ne deplasăm, la un alt moment să nu avem voie să ne întrunim și așa mai departe. Totuși, aceste lucruri în toate democrațiile au fost luate ca recomandări pentru cetățeni, ceea ce este rezonabil, nu e nicio problemă, pot fi și regulamente. Numai că la noi ele s-au dat ca obligații, ori așa nu merge. Se vede bine că se împiedică activități. Păi da, Base zicea că sunt recomandări, Base făceau lucruri obligatorii. Să mă întrebați până unde se merge. Se merge cu pierdere, aceasta e important. Iar în viață, în mod normal, dacă ești rezonabil, nu mergi la pierderi, mergi la... Și atunci, dumneavoastră, cum vedeți cu anul școlar și tot ce ține de învățământ? S-a dus totul pe apa sâmbetei sau ce se va întâmpla? Pierderea este uriașă, degeaba. Oricine puteți consulta, n-am făcut eu sondaj, dar e convingerea mea. Învățământul online nu este întreaga educație, nu are cum să fie întreaga educație. Doi, să ne gândim puțin și în perspectivă. Generația actuală de elevi, de studenți, pleacă cu un handicap pe care îl va resimți. Ne place, nu ne place. Nu există, adică nu dă rezultate discontinuitatea în studii. Acesta este un fapt de mult cunoscut. Da, așa cum am specificat, domnule profesor, la început, suntem din nou cu această înregistrare în contratimp cu ce pregătește guvernul, cu ce pregătește Parlamentul României, dar totuși îmi permit să vă întreb, să modelăm un pic, în cazul în care Parlamentul nu va aproba
30 de zile de stare de alertă, doar jumătate de termen, adică 15 zile, sau dacă va aproba, în cele două situații, dumneavoastră, cum vedeți, în ce direcție mergem? Știu, direcția nu este foarte bună, nu este foarte, foarte confortabilă, dar măcar să încercăm să modelăm aceste două situații. Deci, eu cred că infectarea în România este mai vastă decât se raportează, deci că situația este mai gravă, deci problema sanitară e mai groasă. Pe de altă parte, cred că și starea de urgență, dar și starea de alertă și starea de alertă nouă nu dau niciun rezultat. Trebuie altfel abordate aceste lucruri. Eu sper că Parlamentul va respinge sau cel puțin va scurta perioada, nu de altceva decât încă o dată nu-i soluția aceasta și, doi, pierderile sunt uriașe. Acum, sigur că toată lumea se teme de demagogia care apare și care s-a văzut și într-o formulare foarte neglijentă a președintelui. Sau recunoașteți pericolul sau sunteți proști. Da, așa este. L-am citat. Ori trebuie spus că este și a treia alternativă. Sau recunoașteți pericolul, sau sunteți proști, sau este prost cel care nu vede toate alternativele. Deci trebuie văzute, sunt și alte alternative, nu numai cea, scurt spus. Ar trebui ca România să înceapă o discuție efectivă cu specialiști. Mă fac o paranteză, chiar ieri cineva din Germania îmi spunea, domnule, ce la noi se lucrează cu virusologi în deciziile acestea. Notabene, la noi se lucrează cu epidemiologi, ei știu bine lucrurile, dar notabene ar trebui și niște oameni care știu ce fac acești virus, cum pot fi ei ținuți sub control. Deci, mai bine o discuție cu forțe mai largi decât cele 3-4 persoane cu care se discută. O discuție care să lămurească ce-i de făcut sanitar. Sanitar, repet încă o dată, situația poate merge în orice direcție pentru că nu s-a făcut niciodată la noi o analiză serioasă. Care e starea de fapte, starea de lucruri, dacă vrem? Ați pomenit la un moment dat partea politică a lucrurilor. Pentru că partea politică la noi sufocă partea sanitară. Da, dar cei care au frâiele în mână acum, adică guvernanții, parcă nu se prea gândesc deja la ce se va putea întâmpla din toamnă încolo, pentru că îi așteaptă și pe ei, știm foarte bine, un tur, două tururi de alegeri chiar anul acesta, probabil și turul cu parlamentarele va fi tot anul acesta. Localele pare să vor avea loc la finele lunii septembrie. Lumea este tot mai nemulțumită. De ce nu se ia în calcul și acest lucru? Lumea este nemulțumită și eu sper ca tot mai mulți oameni să-și dea seama lucid de ceea ce s-a întâmplat. Doi, eu sper ca lumea să se izeze amatorismul acestei administrații din România, amatorismul decidenților, ca să fiu foarte, foarte clar. Eu sper să România să facă totuși un pas spre revenirea, dincoace de o guvernare de amatori spre o anumită meritocrație. Altfel nu e soluția, adică spus cu toată onestitatea, nu e soluție în România. Putem face alegeri? Acum vreau să mă întrebați de alegeri. Din nefericire, mai este speranța că alegerile se falsifică sau se falsifică într-o anumită măsură. Îmi pare rău că trebuie să o spun, încă nu avem cum să avem încredere în alegerile din România, din nefericire. Mai cu seamă că discuția nu e doar în România, dar în România lucrurile sunt mai groase, în sensul rău sunt de obicei mai groase, din nefericire pentru... După toate aceste... probleme obiective, subiective, liberalii au rămas cam singuri pe baricade, adică pe una din baricadele ridicate chiar de ei. Restul partidelor politice, parlamentare și nu numai, sunt pe cealaltă parte a baricadei. S-ar fi previzionat, s-ar fi prevăzut acum câteva luni de zile treaba aceasta? Sigur, personal am și spus-o. Din păcate, liberalii de azi, în ghilimele liberali, au părăsit liberalismul. Liberalismul este atașat libertăților individuale. Definitiv. Putem face multe considerații, multe în jurul acestui fapt.
Ori ei nu mai fac asta. Ei urmăresc să-i țină... S-a creat un cerc vicios din nefericire foarte costitor pentru România. Ei aleg o persoană care le dă funcții și ei cred că asta e totul. Dom'le, poți să alegi o persoană, poate să-ți dea funcții și să nu rezolvi nimic. Ei, din păcate, și liberalii și șefii lor, n-au niciun proiect pentru această țară, decât proiectul să stea acolo. Ori nu se poate, cum să zic, rezolva o țară stând numai și fără niciun proiect, fără nicio idee. Deci, pe bună dreptate, dacă o să vedem situația, nu împărtășesc judecata dumneavoastră, dar n-am încă toate probele, pe bună dreptate, celelalte partide își dau seama că barca se scufundă. Suntem la ultimele circa 3 minute ale ediției de astăzi. N-am cum să închei acest dialog cu dumneavoastră, domnule ministru, fără să vă întreb cum vedeți pașii următori în domeniul economiei. Am vorbit de politică, am vorbit de sănătate, dar economia ce mai face? Cum se simte? Aici e o întrebare foarte bună. E clar că, pe de o parte, trebuie sprijiniți întreprinzătorii. Deci privatizarea, înțeleasă bine, este soluția pentru punerea în mișcare a unei economii. Privatizare însemnând respectul proprietății, însemnând sprijinirea acum a proprietății, pentru că s-au distrus mii și mii de proprietăți, să ne înțelegem, în pandemie. Pe de altă parte, este clar că în unele domenii nu va mai fi posibilă soluția privatizării cum s-a gândit. De pildă, e limpede, numai România. Domeniul sănătății intră în regia statului mai tare decât până la această oră. Și putem discuta și alte domenii. Dar, sigur, marea problemă a României este capitalizarea. E o problemă mai veche, acum s-a agravat din nou foarte tare. Problema este cum se poate capitaliza România. Este clar că din nou se vor înghiți împrumuturi, mai că dacă se înghit... aici vreau să ajung cu împrumuturile. Dacă se înghit împrumuturi, dincolo de demagogia care se tot lansează, la dobânzi foarte ridicate, România iarăși plătește din greu dobânzile. Prin urmare, și aici, după părerea mea, cheia este aducerea în față a unor oameni pricepuți. Și har Domnului, România are economiști pricepuți, dar sigur ei trebuie aduși în față dacă tot lăsăm să-i turtească tot felul de amatori, ajunși miniștri sau prim-miniștri, nu rezolvăm nimic. Dar foarte multă lume spune că actualul ministru al finanțelor publice este un profesionist desăvârșit. Eu văd doar atât, că în zilele trecute din nou a împrumutat o sumă record. N-aș vrea să ne pierdem timpul cu persoane care nu contează în toată ecuația asta la modul propriu. Ar trebui aduși aici niște absolvenți, totuși, chiar dacă nu facem o dogmă din absolvenți, și absolvenți de facultăți serioase, niște absolvenți care au deja lucrări de analiză a sistemului economic în România și sunt lucrări, aș spune, chiar capodopere în materie, câteva, nu multe, dar sunt câteva. Trebuie aduși oameni care știu sistemul economic și nu iau decizii doar ca să dea șah nu știu cui. Dacă ești persoană publică, nu iei decizii doar ca să dai șah cuiva. Și nu o faci, în primul rând, pentru asta. Mulțumesc foarte mult și pentru acest dialog, domnule profesor Andrei Marga. Săptămâna viitoare, în mod sigur, ne vom reîntâlni. Să vedem cât de mult se va schimba situația, dacă se va schimba în România și pe plan european mondial. Vă atunci toate cele bune, sănătate multă, domnule profesor. Și dumneavoastră, dragi telespectatori, atât pentru astăzi, toate cele bune, rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere!